dalyką tvarką, ar dopaminį nėra, tai o, o dinamiką, činia miškat, nu, jis produsinti ir brut. Deci, pentru ca să înțelege ce se întâmplă, produs intern brut în Republica Moldova, la valoarea lui maximă a fost undeva în anul 87-88, deci cam aici am ajuns. După aceasta, Moldova, ca și toate celelalte țări din Uniunea Sovietică, a trecut o dramă prăbușirii. Noi am avut cea mai mare prăbușire, mai jos ca noi, nu a căzut nimeni, deci noi la noi am căzut cel mai tare, o treime, deci în anul 2000 produsul nostru intern brut era la o treime din valoarea lui, am căzut de trei ori. Mai rău ca noi a fost doar stânga Nistrului. Acolo drama a fost și mai tare, au căzut aproape de 7 ore. Au ajuns la nivelul de 17-18%. Deci o cădere fără precedent în istorie. După aceasta s-a început o lungă perioadă de recuperare. Evident, în prima perioadă, primii 10 ani, a fost cea mai mare recuperare. După aceasta lucrurile s-au încetinit. Însă, noi suntem una din puținele țări care până în ziua de astăzi n-am ajuns la nivelul care l-am avut cândva. Suntem undeva la nivel de 70%. Producția agricolă, că noi am 70% în comparație cu anul 1987. Deci, eu am să mai public o dată, eu acum am un hobby, statistica istorică, și ca să fie clar ce fac eu. Transform producția în produs intern brut, atunci era în general altfel să calcula. Noi acum produs intern brut punem și bunurile care producem serviciile. Atunci în Uniunea Sovietică serviciile nu se includeau, se includeau numai bunurile. Dar am luat și am încercat să estimez care era volumul serviciilor. Pe atunci, deci, poate de făcut, este o tehnică care îți permite să faci acest lucru. Și dacă noi acum avem produs intern brut în acest an va fi, cred că, vreo 230-240 de miliarde de lei, atunci în Uniunea Sovietică el se primește că a fost 0,7, se primește că a fost peste 300 de miliarde de lei, vreo 350 de miliarde de lei la banii de ziua de astăzi. Producția agricolă globală. Deci, de ce iau agricultura? Că agricultura, într-adevăr, a fost cea mai puternică ramură a Republicii Moldova și noi, până în prezent, jumătate din exporturile noastre este producție agricolă sau producție derivată din producție agricolă, sau producție agricolă materie primă, sau producție agricolă prelucrată. Deci noi, într-adevăr, am fost foarte puternici acest exemplu, spre, să zicem, exporturile de vinuri. Noi, în anul 2000-2005, ele constituiau 26% din toate exporturile noastre. Deci e când spunem noi că Republica Moldova era o țară agrară, lumea zice, vrea să râdă. Nu râdeți, oameni buni, că noi, într-adevăr, așa am fost, pe două dimensiuni. Eu nu vreau să spun că asta este bine sau rău, asta a fost și drama noastră, dar noi, într-adevăr, am fost o țară agrară pe două dimensiuni. Ca producție, ca ocuparea forței de muncă și ca export. Și toate acestea, trei, s-au prăbușit.